Doi români, soț și soție, care conduceau o rețea de cerșetori, au fost arestați de poliția din Madrid. Victimele lor sunt tot români aduși cu forța din țară și au diferite grade de incapacitate fizică și mentală. Poliția spaniolă spune că și fiul cuplului era implicat în rețea, însă faptul că este minor exclude, cel puțin deocamdată, reținerea lui. Corespondentul Prima TV în Spania vine însă cu mai multe lămuriri. Rețeaua acționa pe străzile capitalei Spaniei, ceea ce înseamnă că era o structură mafiotă bine pusă la punct și că este o victorie a poliției spaniole. Victimele povestesc că erau amenințate cu moartea și bătute în caz că ar fi vrut să spună ceva poliției sau nu ar mai fi vrut să lucreze. Erau obligate să stea 12 ore pe zi și să aducă minimum 80 de euro în fiecare seară celor doi români. Rolurile erau foarte bine împărțite între aceștia doi. Femeia se ocupa cu colectarea banilor, iar soțul se ducea în România, destul de desconfort comunicatului poliției, unde recruta noi victime. Sub amenințare sau în urma unei plăți făcute către familiile acestor victime, aducea recruți noi pe care îi obliga să cerșească aici, pe străzile capitalei Spaniei. Și fiul acestora, celor doi soți, era implicat, numai că, la fel cum a spus și voi, este minor și nu poate fi reținut. El avea funcția de a supraveghea, de a da o tură în oraș să vadă dacă victimele sunt la locul lor și își fac treaba. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică.